Salut la toată lumea, după ce rezultate am văzut ieri, parcă nici nu-ți mai bine să te mai uiți la fotbal de cum să mai pui la pariuri. Totuși o să încerc două, trei pronosticuri la partida dintre Botoșan și viitorul Constanța. Botoșan ar avea nevoie de o victorie pentru a-și menține locul de play -o. Viitorul, după cum știți, bine, fără o grămadă de jucători în Moldova, deci aici ar trebui să iasă un 1-1 solist, așa, sau în pauză, sau final 1, pentru că nu ar avea nicio scuză cei de la Botoșan dacă nu îmbing în condițiile astea. Voi ce părere aveți de meciul ăsta? Ce jucați aici? Lăsați un comentariu să ne inspirăm unii de la alții. Baftă la tot!